Mihai Drăgoi este un personaj cunoscut în lumea magistraturii craiovene. Ani la rând a fost purtătorul de cuvânt al parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. În 2011, printr-un decret semnat de Traian Băsescu, a ieșit din magistratură. A fost avocat o scurtă perioadă de timp, apoi s-a înscris în Uniunea Executorilor Judecătorești. Afacerea fostului procuror a mers ca pe roate până în septembrie 2018, când a dispărut de la serviciu și domiciliu. Angajații au găsit în dimineața zilei de 17 septembrie toate birourile răvășite, iar din sertare dispăruse toate documentele. Pe una dintre mese, angajații au găsit, în schimb, contractele lor de muncă încheiate începând cu data de 18 septembrie și o procură din care reieșea că Mihai Drăgoi ar fi plecat în Grecia. Ulterior, procurorii au început să primească plângeri din partea clienților lui Drăgoi, care spuneau că i-au dat executorului judecătoresc mii de euro avans pentru a putea achiziționa imobile la un preț avantajos, ce se aflau în procedură de executare silită. Trecutul său ascunde 29 de infracțiuni de înșelăciune, înșelăciune în formă continuată, de lapidare în formă continuată, fals în înscrisuri, abuz de încredere, abuz în serviciu și fals în declarații în formă continuată, stabilindu-se o pagubă de 1,7 milioane de euro. Procurorii au a primit 32 de plângeri. Ulterior, în martie 2019, a fost emis un mandat de arestare în lipsă.